Salut! Prieteni, fiecare om e talentat, dar unii își trăiesc viața fără să afle care-i talentul lor. În acest episod am adunat pentru voi niște oameni uimitori, abilitățile cărora au fost surprinse de camerele video. Așa că așezați-vă cât mai comod, scrieți-ne în comentarii care este talentul vostru, stoarceți butonașul de like și să începem! Încă un exercițiu de echilibru care șochează în cel mai plăcut sens al cuvântului. Vă îndemnăm să nu repetați acest truc acasă. Și tu încă cauți scuze să nu mergi la sala de sport? Trebuie să aflăm ce produse pentru păr folosește. Fetelor, știu că vă interesează. Să-mi spuneți, vă rog, dacă știți, ce vitamine pentru păr ia. Ne rămâne doar să invidiem puterea și densitatea lor. Acest cățeluș e încă mic, dar deja a început să descopere talentele sale. Am știut mereu că nu e ușor să fii dansator de balet, dar abilitățile acestui cuplu șochează. Cred că acest tip s-ar potrivi perfect în vreun film Marvel. Abilitățile sale sunt la egalitate cu cele ale supereroilor. Wow! Ăsta da simțul balanței. Interesant, cum arată antrenamentele acestor tipi? Cu așa servire, cocktailurile vor părea și mai gustoase. Judecând după volumul de aburi care ies din apă, devine clar de ce tipul se străduie să nu cadă în ea. Uneori pare că jocul e prea lent pentru proprietarul acestei tablete. Un pic de talent și veți putea juca badminton cu picioarele. Sigur au un aparat din ăsta acasă sau locuiesc în acest centru de divertisment.
Dacă veți închide ochii și veți asculta videoul fără imagine, vă va părea că sunetele sunt produse cu ajutorul unui program tehnic, nu a unui singur om. Săgeți în 12 secunde. Iată cum să-l faci invidios chiar și pe Robin Hood. Fiecare os și articulație din corpul acestui tip trăiesc cu propria lor viață. Nu sunt sigur că putem numi asta talent, dar limba ei arată neobișnuit. Parcă e sora lui Venom. Arta dansului poate să te hipnotizeze. Se creează impresia că fetele plutesc în aer. Ca să atragă atenția telespectatorilor, această jurnalistă nu are nevoie de talente deosebite. În cazul ei, e îndeajuns un costum de baie. Merită oare să riști cu propria viață și cu viața celor din trafic în scop demonstrativ? Voi cum credeți? Acestui tip sigur e mai ușor să treacă o cursă cu obstacole decât să schimbe becul acasă. Trucul arată și mai impresionant în slow motion, de aia vă propun să-l savurăm încă o dată. Unii oameni nu pot să se joace nici cu un singur yo-yo, iar această fată pare că ar putea să mănuiască și trei odată. Chiar și un obișnuit covor în mâinile cui trebuie poate deveni o adevărată operă de artă. Poate că articulațiile umerilor lui nu-i vor spune mulțumesc, dar arată incredibil. Acest tatuaj îl caracterizează deplin pe proprietarul său. Acest artist din Elveția creează picturi pe dealuri și munți. Ah da, în caz că vă întrebați, vopseaua este eco-friendly și nu dăunează mediului înconjurător. Acest tip e un adevărat profesionist. Voi ați avut curajul să faceți asta? Acum, procentul de oameni care vor respecta regulile în acest oraș va crește rapid. Gimnastica sportivă, ca și cea artistică, e un sport super frumos, iar așa sportive atrăgătoare îl fac și mai frumos. Sunt sigur că nimeni nici n-a atras atenția la semaforul pentru pietoni. Precizia acestui șofer e incredibilă. Se crede că fetele, în general, nu sunt niște șoferițe prea bune, dar uitându-mă la această fată, parcă mi-e greu să mă îndoiesc de profesionalismul ei.
Nivelul de sincronizare a acestui grup este peste așteptările noastre. Sper că oamenii apreciază corect valoarea muncii acestui artist de stradă și îl plătesc după merit. Cel mai probabil că e o caracteristică specială a corpului său. Să nu repetați asta acasă! Iar asta e artă pură, incredibil. Mă întreb oare cum a descoperit acest talent? Acest tip știe mai multe despre legile fizicii decât unii savanți. Un exemplu care demonstrează că nu trebuie să jucăm după copertă. Iată cum arată o manevră sincronizată perfect, din cabina pilotului. Ce poate fi mai incitant decât să privești marea împreună cu aceste fete talentate? Eu nici în picioare nu pot să-mi țin bine balanța. Această fată folosește cu atâta iscusință placa de surf, de parcă e parte din corpul ei. Ce vei spune în acest caz? Băiatul a făcut un cub Rubik cu ochii închiși timp de doar 12 secunde. Acest tip creează o întreagă lume din cărțile vechi, folosind doar o simplă lamă. Imaginația unor oameni nu știe limite. El putea liber să devină cascadorul lui Jackie Chan. Cum e posibil una ca asta? Don't skip the leg day. Pentru cineva, copiii sunt o scuză de a nu practica sportul, iar pentru alții sunt un echipament sportiv superb. Să fim de acord, nu e obișnuit să vedem cum un copil se ocupă cu așa tip de sport. Poți face artă din absolut orice, chiar și din pietre. Acest tip de sport e incredibil de frumos. La prima vedere pare ușor, dar de fapt e nevoie de o putere extraordinară.
Un talent adevărat nu are nevoie de obiecte speciale. O cheie și un pix sunt de ajuns. Și voi ați aștepta momentul când va cădea cu fața în asfalt. Cineva a observat măcar o picătură de apă după săritura lui. Ce părere aveți despre asta? Dintr-o parte, arată simplu, dar doar imaginați-vă de câtă muncă e nevoie ca să ajungi la așa rezultat. Acest tip mănuiește excavatorul mai bine decât eu mănuiesc tacâmurile. Pentru acest pilot, nu există misiuni imposibile. Surful nu e o piedică să savureze din ramen. Acest video trebuie să fie văzut de antrenorii Ligii Naționale de Hockey. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la Lime!